Ai iubit-o pe fosta ta? Răspuns sincer. Salut, eu sunt Vlad și astăzi facem detectorul de minciuni. Am făcut detectorul de minciuni încă din 2017, doar că aia era o glumă. Astăzi o facem de 10 ori mai bine. Regulile sunt foarte simple. O să ni se pună toate întrebările, răspundem la toate, iar abia la final aflăm dacă am răspuns sincer sau nesincer. Abonații săptămânii sunt Vlad, Andrei, Maia, Ariana și Delia. Dacă vreți să apăriți în clipul următor, nu uita să vă abonați și să comentați, gata. Bun, în relația cu Bibi, te-ai sărutat cu altă femeie? Ai spus nu? Nu pot să cred! Nu are nicio treabă! Aaaa, ba da! Ba da! Da, stați puțin, am și o justificare! Știți deja ce urmează? Hai să-i dăm bătaie! Creativ, finanțează la shift, ne pune la sprint, după dăm la schimb, după dăm la plic, mă deschide la jnit, face față la dinți, toate pizdele crin, dăm bucăți! Începem testul. Prenumele tău este Antonio? Da. Ai mințit. Intenționezi să minți la vreo întrebare? Nu. Te-ai lăsat de YouTube pentru Bibi? Da. Ai fost vreodată invidios pe Bibi? Nu. Prefer bani în schimbul iubirii? Nu. Dar respiră, nu-ți mai ține respirație. Am văzut un film. Am văzut un film ceva, știu eu ceva. Ai trimis vreodată poze nudi? Nu. Niște poze picante. Ai dat vreodată animalul de companie afară când făceai sex? Nu. Șapte plus nouă egal 15? Nu. O iubești pe Bibi? Da. În relația cu Bibi te-ai sărutat cu o altă femeie? Nu. Ai furat vreodată bani de la părinți? Nu. Ai fumat vreodată țigări? Da. Capitala Bulgariei este Varna? Da. Sofia, Sofia, iubire. Și acum aflăm. Eu cred că el chiar a avut de zis, da. Am testat, mă, eu l-am zis. Trebuie să știi. Tu mă țin și acum. Te-ai lăsat de YouTube pentru Bibi? Ai răspuns da. Fals. Ce, mă? Nu se poate! Nu se poate! Ți-ai ținut respirația aici? Să zici adevărul că nu mă deranja. Nu te-aș fi pus eu să te lași de YouTube pentru mine, da? Frumos! Ce frumos! Dar din moment ce minți? Vedeți? Tu ești acasă. O, băi, nu că l-am luat-o. Până acum o șansă, până acum o șansă să mă duc acasă. S-a terminat. Dar v-ai văzut ce a spus domnul? Că mi-a ținut respirația, deci nu este 100%. Răspunsurile astea nu sunt 100% adevărate. Gen... 99%. Vezi? 1%. 1% era. 1% șanse ca tu să fii solo. Doar e frumoasă ca tine. Nu crește, băi, ești mai colo. Ai fost vreodată invidios pe Bibi? Așa. Ai răspuns cu nu? Da. Nesincer. Maaa! Băi, ești un mincinos! Băi, invidios pe Bibi! Aș vrea să știu când! Când? Da! Când ai avut un serial, când ai avut piesele în trending! Stați puțin, am și o justificare la acest răspuns. Da. M-a întrebat dacă am fost vreodată invidios pe Bibi, adică pe iubita. Deci, nu m-a întrebat în timp ce erați împreună. Poate și înainte, că eu cunosc și înainte să fie. Știi? Ți-a fost invidios pe mine și după mi-ai dat mesaj. Aha. Au, pe interes, așa e. Sigur a fost înainte să fim împreună, așa că e justificată. Așa că cu asta m-a scăpat. Tu că ai fost invidios pe frumusețea ei și gata, te scoteai. Mulțumesc, mă, un punct, un punct. Bine, bine, bine.
Prefer bani în schimbul iubirii? Ai spus nu. Nesincer. Da. Băi, nu se poate! Testul ăsta e fake! Serios? Serios? Nu mi-e rușine, mă, să mai zic. $1,000,000 sau iubire? Iubirea, frate, să nu mă dea! Ia, poți să-mi pui întrebarea asta? Minți, minți! Cu da sau nu, că nu mai știu. Nu. Și trebuie cu cui să-i trimit-o? Mama. Că mori chiar n-am trimis, adică gen, dacă asta e așa, nu e ok. Aaa, ce joci și tu. Să mor eu. Nu, a fost sincer și pe urmă a râs. Aici s-a întâmplat când am zis eu să nu mai râs. Deci sincer, aaaa! Ai scăpat cu asta, cu asta ai scăpat. Nu, curat, cu stimă, fără aventuri. Preferam să trimită nuturi decât să mă mintă că a renunțat la YouTube pentru mine, da? Da, chiar aș renunța. Da. Sau faptul că preferă banii în schimbul iubirii. Marta, scumpii! Ai, nu m-ai preferat și tu acum când Dar nu a spus acum iubiri. Poate era iubirea maternală, iubirea paternală. Nu întrebările nu au fost bune. Serios. Nu au fost bune întrebările. Ai dat vreodată animalul de companie afară când făceai sex? Ai zis nu. Ai zis nu și ai mințit. Ce ai, mă, cu animal? Săracul animal, păi și eu se uită. Nu știu, eu cred că nu. Deci nu, aparatul nu e bun, mă, serios. E posibil ca doar răspunsurile lui Pican să fi fost greșite pentru că noi eram în cameră cu el și râdeam. Toți ceilalți care s-au testat au fost singuri în cameră și astfel testul poligraf putea să citească cu 100% acuratețe dacă mințim sau nu. Din moment ce noi eram cu Pican în aceeași cameră și râdeam, e posibil să fi dat testul poligraf peste cap și probabil de asta unele răspunsuri au ieșit greșit. O iubești pe Bibi? Da. Ai răspuns cu da, este sincer. Asta le tai, mă, toate, le tai, mă! Le tai? Ce să tai? Cu banii. Important e că așa e cu Bibi. No, important e că îi plac banii. Alege banii în locul iubirii pentru că mă iubește pe mine și vrea să facă bani ca să mă duc în vacanțe, nebunii, chestii. Ah, ăla era. Și ai Bibi, iată mai bine. Tu ce te pare cu el, Bibi? Tu eu te scot. Bun, în relația cu Bibi te-ai sărutat cu altă femeie, ai spus nu, fals. Nu pot să cred. N-ai nicio treabă. Aaaa, ba da! Ce? Ba da! Da, stați puțin, am și o justificare. Ascultă-mă. Deci, când eram noi la început de relație, ascultă-mă, stai. Așa, stai, nu te speria, că nu e de rău. Așa, eram în, deci nu mai m-am întâlnit cu o fată de mult când gen eram cu iubita, știi? Gen, mi-a trecut să ceva timp, știi? Și noi ne pupam într-una, eram la început. Și am fost cu ai mei într-un supermarket ăsta după ce am fost la frate mei. Și am dat să pupă mama pe braț și am pupat-o pe gură, pe mama. Serios. Și de asta e așa. Mă jur. Și o sunăm pe mama, să mor eu. O sunăm pe mama. Acum ești nebun la cap. Serios? Nu mă crezi? Eu ăla te cred în asta, adică petreci majoritatea timpului cu mine, n-ar. Și oricum cine nu făcea asta când era mic? Și nu pătăce timpul, băi, a se sărută cu maică-sa! Păi, băi, e bun la cap, mi-a scăpat, mama m-a făcut, dar din ea am ieșit, e bun, adică... Da, mă, mamă, răspunde că vă mor aici! Da, bă, da! Dacă nu răspund... Mamă, mamă, să mor eu! E ok, te credem, ții pe mică! Mamă! Da? Fiantele, o să spun o întrebare, spun sincer, fără ocolișuri, fără nimic. Am fost noi odată la Fernando, când eram eu la început cu iubita în relație. Da. Și am fost noi sunt la testul poligraf, gen, știi? Și m-a fost întrebarea dacă m-am pupat cu o fată, dacă m-am sărutat cu o fată. Și a ieșit ca adevărat în timp ce era cu mine. Dacă m-am pupat cu o fată în timp ce eram în relația cu iubita. E adevărat că la Dede Manuela, pe la gen de lângă Fernando.
când am fost noi să cumpărăm nu mai știu ceva. A, era martie, era martie. Și am fost noi să cumpărăm nu știu ceva. Te-am pupat o dată pe buze? Nu mă țin minte. A, dragi, zis, da sau nu? La dede Manula când am fost cu tata să cumpărăm flori pentru 8 martie. E adevărat sau nu? Te-am pupat eu pe buze și am zis eu lui. Și am zis eu că te-am pupat pe buze și am zis eu lui lui dracu, m-am obișnuit cu iubita. Da, așa. Deci e adevărat? Adevărat. Mulțumesc, să rămână. Acum am și o întrebare pentru domnul psiholog. Se poate interpreta așa? Da, dacă el s-a gândit la asta, da. Ok. Da. Adică poate să fie o scuză. Da, acum mi-am amintit. Deci instant mi-a venit. Înseamnă că subconștientul meu a lucrat. Gen serios, gen pe bune. Adică, dacă mă crede lumea, dacă nu mă crede. Ești aflu mine când a zis că ești fals. Ai furat vreodată bani de la părinți? Ai spus nu? Da. Ai fost sincer. Bine! Bine. Cu cealaltă ești, dar cu cealaltă... Frumos, în legătură cu părinții, ești sincer în legătură cu iubirea? Cum adică? Ai zis că te iubesc? Da, da. Dacă te... unul care iubește o persoană, e în stare să o înșele? Da. Nu. Simona, Simona. Am 11 ani de relație și n-am greșit cu nimic. Mă pune apa pe test, îl dau în aer. Dă jackpot-ul pe aparatul ăla. Păi atunci ce ai zis că dacă iubești are păi cu sunt, știu, oameni care se iubesc foarte mult și se înșelă reciproc și acceptă păi chestia asta. Păi nu există iubire, se iubire. Fiecare iubește felul, știi? Sunt... Ai fumat vreodată țigări? Da. Ai răspuns cu? Da. Ai mințit? Nu, înseamnă că nu e bun. Nu știu, ai răspuns cu da sau nu? Da, am răspuns cu da. V-am mai zis, fiindcă eram în cameră cu Pican, e posibil ca unele răspunsuri să fi fost greșite. Doar că ai s-a întâmplat... Stai puțin, că vreau să dau drumul la... Da, am încercat, frate, la chestia asta cu dacă m-aș lăsa de YouTube pentru iubita, eu vă spun că este sinceră. Și dacă aveți încredere în mine, scrieți în comentarii. Eu îl cred, dar cel mai important e eu să am încredere în tine și chiar te cred. Adică și la cu femeia să mor eu, dar nu e mama, e mama să mor. De acum încolo, toată lumea va ieși din cameră pentru ca testul să iasă cât mai corect posibil. Nu uita să apeși pe butonul de like pentru că devine treaba serioasă. Prenumele tău este Mihaela? Da. Intenționezi să minți la vreo întrebare? Nu. Ai avut vreodată o aventură de o noapte? Nu. Te-ai lăsat de YouTube pentru Antonio? Da. Ți-ai propus să-ți faci operații estetice? Nu. Preferi bani în schimbul iubirii? Nu. Ai trimis vreodată poze nud? Nu. Ai fost vreodată invidioasă pe Antonio? Da. 7 plus 9 egal 15? Nu. Îl iubești pe Antonio? Da. În relația cu Antonio, te-ai sărutat vreodată cu un alt bărbat? Nu. Ai furat vreodată bani de la părinți? Nu. Ai fumat vreodată țigări? Nu. Am terminat. Adică ce ai ieșit aici și îți transpiră mâinile groaznic. E normal, e ventilație, e frig, e tensiunea. E normal. A fost iubire? Vedem. Vedem acum, că nici nu știe. Prima întrebare, ai avut vreodată o aventură de o noapte? Răspuns nu, sinceră. Bine! Fată cu minte, măi. Fată cu minte, hai că mai... Vedeți, vedeți? Și eu sunt cu minte acum. Te-ai lăsat de YouTube pentru Antonio? A răspuns da, sincer. Oh! Eu sigur că te lasă. Hai că bine. Ți-ai propus să-ți faci operații estetice? Răspuns nu, sincer. Bine. Ce operații să fac? Foarte mulțumită. Foarte mulțumită de fapt. 3 din 3 până acum, adevărat? Prefer bani în schimbul iubirii? A răspuns nu, sincer. Deci a fost prefer banii sau iubirea? Iubirea e cea mai importantă. Banii în schimbul iubirii. Banii în schimbul iubirii și ai spus nu și am fost sincer? Da. Incredibil. Te-a rupt aici.
Ideea e că la tine am și fost noi aici și a fost totul un picuț altfel. Da, la mine eu am fost singură și da, nu a fost niciun zgomot. Ai trimis vreodată poze nud? Răspuns nu, sincer. Bine! Ai fost sincer? Da. În mare parte. Nu, în mare parte sunt sinceră, vă rog frumos, continuăm. Bine. Ia. Îl iubești pe Antonio? A răspuns da, sincer. Mulțumesc, deci sunt singurul care țin, mă simt ciudat, țipa și voi cu mine, vă rog frumos. Ce iubire. Iubire mare. O iubire mare, mare. În relația cu Antonio, te-ai sărutat vreodată cu un alt bărbat? A răspuns nu, sincer. S-a gândit la ceva, și asta fie între noi, știi? S-a gândit la ceva, dar nu știu ce. Nu e. A, da, aici mă gândeam la fel, la situația lui cu mama lui. Da, chiar, bă, ce bine, dar mă înghici și ce în capul meu, că nu înțeleg. Mă gândeam la situația care a fost cu tine și mă gândeam dacă la fel s-a întâmplat și la mine ceva cu ai mei. La asta mă gândeam. Dar gen fizic, un alt băiat, nu. Sigur te-ai pupat vreodată, te-ai pupat de drag, gen like. Probabil, da. Cine știe? Ai furat vreodată Hanic, bani de la părinți? A răspuns nu, sincer. Păi sinceră mai sunt, mulțumesc frumos! Până acum atât de sinceră! Băi, competitivă pune și la sinceritate să moară Jacksona, dacă nu! Ai fumat vreodată țigări? A răspuns nu, sincer. Băi, wow. Lasați-mă în pace, mă, wow. De fake. Adică? Adică eu cel puțin nu știu, Acum rămâne de văzut. Chiar e adevărat? Da. Nu, înseamnă că m-am făcut prea cu minte. Adică să fumez? Să fumez? Nu! Sora mea e fumătoare și am l-am degustat ca e normal ca să știu. Dar de atunci, dar de atunci le urăsc. Și nu. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Următor. Prenumele tău este Alexandru? Da. Intenționezi să minți la vreo întrebare? Nu. Ai avut vreodată o aventură de o noapte? Nu. Te-ai lăsat de YouTube pentru Simona? Da. Ai fost vreodată invidios pe Simona? Da. Prefer banii în schimbul iubirii? Nu. Ai trimis vreodată poze nude? Da. Nu mai mișca degetul. Ai dat vreodată animalul de companie afară când făceai sex? Da. O iubești pe Simona? Da. În relația cu Simona, te-ai sărutat cu o altă femeie? Nu. Nu cred. Am vrea să nu râzi sau să faci altceva în timpul răspunsului. Ai furat vreodată bani de la părinți? Nu. Te-ai bătut vreodată în trafic? Nu. Mi-a transpirat palmele. Da, n-am nici transpira rău. Mai rău îi transpira Bibi. Da. Da? Emoții mai multe? Ai plâns? Un pic. Ai avut vreodată o aventură de o noapte? Ai răspuns nu, nesincer. Poate aventură de noapte că am plecat de acasă fără să știe nevastă mea în centru și să mă învăț ca porcul și să vin să dorm în altă parte. Dar niciodată să nu știu. Nu, știm cu toții înțelesul acestei. Mă zic la ce m-am gândit. Da. Asta înseamnă pentru noi. Te cred. Te-ai lăsat de YouTube pentru Simona? Ai răspuns da, sincer. Ce vrei, mă, frate? Nu ca cine? Băi, eu am o justificare. Nu, eram aici când a făcut el testul. Pe tine te-am lăsat singur, în pace, liniștit. Iar eu știu, ce simte el pentru mine și e suficient. Păi, iubire. Ai fost vreodată invidios pe Simona? A răspuns da. Răspuns sincer.
vă zic. Prefer bani în schimbul iubirii? A răspuns nu, sincer. Bine, bine. Sunt așa și cu bani, dar și cu iubirea. Mărți. Ai trimis vreodată poze nud? A răspuns da, nesincer. Poate nu erau chiar așa nud. Aveai șosete în picioare. Mama, asta a fost foarte genial. Aveai șosete. Da, asta am făcut-o să văd dacă merge, gen aparatul. Ai dat vreodată animalul de companie afară când făceai sex? Răspuns da, sincer. Hai să fac, că m-am uitat chiar treaba. O iubești pe Simona? Răspuns da, sincer. Bravo. Cum era să... Porți. Ce mai era? M-am chinuit aici. În relația cu Simona te-ai sărutat cu o altă femeie? Ai răspuns nu, nesincer. Da! Mama! Ce vreau cu mama? Da, tu cu mama! Da, cu mama! Nu, mi-aduc aminte exact și când, dar n-am vrut să o zic. O dată, s-a întâmplat o singură dată, la balul meu de boboci, o fată a dat să mă pupe pe obraz și am întors capul fără să vreau, gen, asta. Și știe și Sima chestia asta. Dar nu am luat-o în calcul, dar m-am gândit la ea, gen, cred că de-aia, nu? Se poate. Dacă ți-ai amintit asta evenimentul, asta da. Cum 10 ani, gen. Te iertăm. Se pune? Dar acum asta e egal cu chestia asta. Ai furat vreodată bani de la părinți? Nu, sincer. Bravo! Bine, bine aici, m-am fost de la pare! Bună, asta nu bună. Te-ai bătut vreodată în trafic? Răspuns nu, nesincer. Am văzut bătaia mașină de ghizușile. Dar aia nici n-am zis nimic. Dar m-am certat cu cineva și el s-a dat jos. Nu ne-am... M-am bătut în trafic, ne-am încertat cu cineva și am scos tablet. Zic, hai să ne batem pe tablet. Da, zic, l-am bătut la tablă. Și ai dat și acum? Da, și acum. Am vrut salvare. Începem testul. Prenumele tău este Cristian? Da. Intenționezi să minți la vreo întrebare? Da. Ai avut vreodată o aventură de o noapte? Da. Te-ai lăsat de YouTube pentru actuala ta iubită? Nu. Ai fost vreodată invidios pe Vlad? Nu. Prefer bani în schimbul iubirii? Nu. Ai trimis vreodată poze nude? Da. Privirea în față. Ai dat vreodată animalul de companie afară când făceai sex? Nu. 7 plus 9 egal 15? Nu. O iubești pe actuala ta iubită? Da. În relația cu actuala ta iubită te-ai sărutat cu o altă femeie? Nu. Ți-a plăcut vreodată de iubita fratelui tău? Nu. Te-ai gândit vreodată dacă ești gay? Da. Capitala Bulgariei este Varna? Nu. Termin. Ia să vedem, sunt curios. Între toți ești cel mai liniștit, așa ești cel mai... Ai avut vreodată o aventură de o noapte? Răspuns da, sincer. Dai seama! Curți! Dai lupă centru vechi, ce zic? Te-ai lăsat de YouTube pentru actuala ta iubită? Răspuns nu, sincer. O care e sincer? Nice! Ai fost vreodată invidios pe Vlad? Răspuns nu, sincer. Băi, ești nebun! Și de ce se toată lumea crede că e invidie sau ceva? Bine! Mai era văzut și cum s-a plătit! Îți prea frumos! Prefer bani în schimbul iubirii? Răspuns nu, sincer. Uite, băiatul, ce frumos e când spui adevărul! Uite, mă, ce frumos e!
Ai trimis vreodată poze nude? Răspuns da, sincer. Dă-ne de aici, la trei stai eu! Mamă, e grav, e grav. Știi, nu? De aici se pare mai, știi? Că ești mai rar? Și el a zis că nu și a ieșit... Știe! Păi da, mă, dar n-am trimis, mi l-am făcut singur. Dar vă cum arăt. Ai dat vreodată animal de companie afară când făceai sex? Răspuns nu, sincer. Poți stai aici, nu las! Las și uite-te! Las și uite-te! Las și uite-te! Șezi! Uite-te! Pe lăbuța! Pe lăbuța! Wow! O iubești pe actuala ta iubită? Răspuns da, sincer. Hai că-i! Raluca, ești domat! În relația cu actuala ta iubită, te-ai săltat cu altă femeie? Răspuns nu, sincer. Era... Dar zi, respiră! Ți-a plăcut vreodată de iubita fratelui tău? Răspuns nu, fals. Se mai întâmplă. Acum, când eram mici, cine mai știe ce a fost. Da, acum sunt de sarmale, știi? De sarmale. Ce bun a fost asta. Te-ai gândit vreodată dacă ești gay? Răspuns da, sincer. Bă, te gândești, până la urmă. Bă, da! Am iubită, sunt bine acum. Aici avem un senzor pentru monitorizarea tensiunii arteriale. Degetul mic, un senzor pentru puls. Și doi senzori pentru transpirație. Aici avem doi senzori pentru monitorizarea ritmului respirator la nivel abdominal și la nivel toracic. Privirea în față, răspuns doar cu da sau nu la ce te întreb. Da. Nu faci niciun gest care ar putea altera răspunsul. Tușit, tras nasul, drez vocea, oftat în timpul răspunsului. Răspuns cu da sau nu, cam vorbirea liberă pe un ton obișnuit. Am să umflu manșonul, după care începem. Prenumele tău este Vlad? Da. Intenționezi să minți la vreo întrebare? Nu. Ai avut vreodată o aventură de o noapte? Da. Te-ai lăsat de YouTube pentru Cristi? Da. Ai fost vreodată invidios pe Cristi? Da. Ai trimis vreodată poze nude? Da. Ai dat vreodată animalul de companie afară când făceai sex? Nu. Șapte plus nouă, egal 15? Nu. Ai iubit-o pe fosta ta? Da. În timpul unei relații te-ai sărutat cu o altă femeie? Da. Ți-a plăcut vreodată de iubita fratelui tău? Da. Ai fumat vreodată țigări? Da. Ai avut vreodată o aventură de o noapte? Răspuns da, sincer. Hai, merge. Hai că asta e așa. Băi, da. Te-ai lăsat de YouTube pentru Cristi? Răspuns da, sincer. Normal, băi, e vorba, e frate, e sânge din sânge. Frate, e frate. Ai fost vreodată invidios pe Cristi? Răspuns da, sincer. Oooo, deci tu n-ai fost invidios pe el, dar el a fost invidios pe tine? Da. Așa e treaba. Ai trimis vreodată poze nude? Răspuns da, sincer. Mă, dar sunteți meci. Care mi-am trimis? Bă, n-am trimis, ați văzut. Da, dar ai dat vreodată animalul de companie afară când făceai sex? Răspuns da, sincer. Spot ești afară. L-am primit, Am spus nu. Da, trebuie să repet asta, că e nu și e sincer. Da. A, ai spus nu și e sincer. E nu și e sincer. Deci. Ai iubit-o pe fosta ta? Răspuns da, sincer. A zis așa, sincer. Dar ți-a cam ridicat tensiunea fost. În timpul unei relații te-ai salutat cu o altă femeie? Răspuns da, sincer. Bravo.
Au șa. O, băie, infidelă, bă! Mama! Mama! Mama, ei! Mama! 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 Ce mai bună băsă așa? Ți-a plăcut vreodată de iubita fratelui tău? Răspuns da, sincer. A, cred că cu ea s-a pupat! Ai, e legat de fură. Și te-ai și relaxat după asta, adică... Ți-ai zis softul cum ar veni asta așa între noi. Ai fumat vreodată țigări? Răspuns da, sincer. Când erai mic, din greșeală. Da, din greșeală. Două pachete. Ce face țigara asta? Da, bricheta asta ce face? Plăcă la chip, ne pune la șprins, după dă la schimb, după dă la plic, mă deschide la jnis, face față la dinți, toate pizdele crin, dă-mi bucăți.